Bun regăsit, iubiții mei, și slăvim pe Dumnezeu pentru marele privilegiu de a fi în atmosfera cuvântului Său, în atmosfera prezenței Sale promise nouă, acolo unde ne adunăm pentru numele Lui. El este prezent și e cu adevărat prezent. Și dincolo de orice, mulțumim Lui Dumnezeu pentru făgăduința călăuzirii Duhului Sfânt în tot adevărul. Cuvântul Lui Dumnezeu este adevărul atunci când ființa noastră este călăuzită de Duhul Sfânt. Noi nu avem acces la adevăr, noi putem primi sau respinge. Dumnezeu este, eu sunt adevărul și Duhul Sfânt călăuzește în adevăr, conduce mintea în adevăr. Tema noastră cu această ocazie se intitulează Visul de la capătul de jos al scării. Este parte din seria aceea Căutând ochelarii de pe nas. Am pus un pic de zâmbet în titlul acesta pentru cel care suferă teribil și care vede pe Dumnezeu foarte departe, dar de fapt este ca și ochelarii de pe nas pe care îi căutăm. El niciodată nu e departe. Noi putem să fim departe în credința, în imaginația noastră și uneori chiar în dorința noastră păcătoasă. Stai mai departe, Doamne. Dar El niciodată nu este departe. Însă în cadrul acestor împrejurări și situații în care vorbim despre apropierea sau depărtarea lui Dumnezeu, unde poate fi găsit în timp de criză. De asemenea, și în același fel, unde poate fi găsit în timp de prosperitate și de bine. În cadrul acestora, niciodată Dumnezeu nu este mai departe și totuși mai aproape ca atunci când suntem la capătul de jos al scării. Niciodată. În capitolul 14 al cărții în profetului Isaia observăm această schimbare de valori. Și anume, cineva care este în capătul de sus al scării, este prăbușit în adâncimile mormântului și al pământului, și cineva care este la capătul de jos al scării, în vale, în descurajare, părăsit, lipsit de orice fel de mijloace interne și externe, asemenea lui Iov, omul acela este mai aproape decât ne putem imagina noi de Dumnezeu și Dumnezeu de el. Acesta este paradoxul. Cum poate Dumnezeu să fie și una și alta? Noi nu suntem Dumnezeu ca să știm, dar suntem chemați să călcăm pe urmele Lui. Și vom găsi această descriere a apropierii și de Lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 57, versetul 15. Și vă rog să consemnați. Vorbim de visul lui Iacov acum, când el s-a așezat în noaptea aceea și a visat scara cu un capăt pe pământ și cu un altul în cer. El era la capătul de jos al scării. Astfel că în Isaia 57, versetul 15, Domnul însuși vorbește despre sine, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar aceasta înseamnă sus, înseamnă ceruri. Dar eu sunt cu omul zdrobit și smerit, aceasta înseamnă treapta de jos a scării, capătul de jos. Cu ce scop? Ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Aici îl găsim pe Iacov. El fuge. Crede că fuge de fratele lui, crede că fuge după o soartă mai bună decât a avut fratele lui în căsătorie, crede că fuge, dar de fapt, el fuge de sine însuși. El fuge de fața lui Dumnezeu, având în vedere ce se întâmplase, cum luase prin înșelăciune atât dreptul de întâi născut, cât și binecuvântarea. Fugea de fapt de sine însuși,
gândind că este departe de Dumnezeu. Și el este atât de, gândește acest lucru atât de departe, încât în momentul când are visul acesta, el spune: cât de înfricoșat este locul acesta. Nici nu m-am gândit, nu mi-a trecut prin minte așa ceva. Eu n-am știut lucrul ăsta, nicio idee. Am crezut că sunt părăsit de Dumnezeu, am crezut că Dumnezeu este departe, am crezut că fug de urmările păcatelor mele. N-am știut că Dumnezeu este așa de aproape. Am știut că sunt jos aici, la capătul de jos al scării, cum s-a întâmplat de un om în poveste, acum a dormit sub scara blocului și s-a găsit în situația aceasta și s-au găsit nenumărați oameni în această situație. Și această situație a capătului de jos al scării este asociată de cele mai multe ori cu două lucruri: cu răutatea sufletului nostru, greșelile și păcatele pe care le-am comis în și din această răutate, și doi, cu absența lui Dumnezeu. Dar stau așa lucrurile? Este adevărat lucrul acesta? Iată că Scriptura ne spune nouă că nu numai că nu este adevărat, este chiar opusul. Este adevărat că eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar tot așa de adevărat este că locuiesc cu cel zdrobit și smerit. El nu are unde să cadă mai departe de aici. Cum vă puteți, sau cum putem să asociem în mintea noastră faptul că Mântuitorului nostru i-a fost spus: pe de o parte tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și aceluiași i-a fost spus: tu ești un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Deci ești cu treapta de jos. Ești Fiul lui Dumnezeu, Hristosul, și ești prietenul vameșilor și păcătoșilor. Acesta este Domnul și la aceasta ne cheamă El pe noi. Se întâmplă în viață tot paradoxal. Că atunci când suntem la capătul de jos al scării vieții, fie material sau spiritual în mod deosebit, când suntem la capătul de jos al scării și când credem că Dumnezeu este cel mai departe, El este cel mai aproape cu noi. Pentru că, așa spune Biblia, eu sunt cu cel zdrobit, cu cel care, din care n-a rămas nimic întreg, așa cum spune capitolul 1 din Isaia, nu este nimic în întreaga ființă, eu sunt cu El. Și se întâmplă altceva tot paradoxal, că atunci când urcăm în vârful scării, economic sau social sau chiar eclesiastic, aș zice, să se considere de către cei de lângă noi că am urcat mai aproape de Dumnezeu și de fapt niciodată n-am fost mai departe. Ați observat ce expresie a pronunțat Nebucadnezar când a ajuns pe acoperiș? El era pe acoperișul tuturor lucrurilor. Eu sunt. E vorba de eul meu. Am întâlnit de multe ori tendința aceasta în ființa noastră de a uita pe Dumnezeu, voi care uitați pe Dumnezeu, de a uita pe Dumnezeu, sau am ascultat povestirile sau am văzut tendința aceasta în sufletul meu, spunând o situație sau alta, să uit de marele erou, punctul cel mai important. Am văzut programe de biserici, predici și alte lucruri la care am fost parte, sau am văzut în mine pornirea aceasta să uit că lucrul central al prezentării, al programului, al scripturilor, al cerului și pământului este El. Prin El și pentru El au fost făcute toate. Poate pare nevinovată uitarea, dar ea nu este nevinovată. Uitarea noastră de Dumnezeu, uitând faptul că El este punctul cel mai însemnat al tuturor lucrurilor, cum și în prezentarea noastră cu Iacob din seara aceasta, uitând acest lucru, de fapt, simultan ne aducem aminte că Eul este în centru, El este punctul cel mai important. Așa se face că avem în cartea de imnuri o puzderie, o pleiadă de imnuri care se învârt în jurul Eului: eu vin, eu fac, eu sunt, eu. Urmăriți aceste teme. În predică auzim la loc central este Eul, omul, ce vede El în textul acesta. Hai să vă spun despre ce este vorba. În care El se înalță pe sine uitând, așa cum i s-a spus lui Belșațar, să dai slavă celui prea înalt, mâna căruia este suflarea ta. Tu nu ești aici prin propria ta putere sau prin alegere. Tu ești aici pentru că Dumnezeu te-a adus în locul acesta. Așa vorbește cel prea înalt. Eu sunt în locuri înalte, dar sunt și cu omul zdrobit și smerit la inimă. Și noi,
la rândul nostru. Suntem în locuri înalte, dar să nu uităm niciodată să fim împreună cu Cel ce este în locuri înalte și suntem în locuri zdrobite și smerite și să nu uităm niciodată că El este cu noi în aceste locuri. Dar ce mesaj transmite paradoxul acesta? Că Dumnezeu este în vârful scării, în treapta de sus și Dumnezeu este și treapta de jos. Ce transmite lucrul acesta? Două lucruri. Faptul că Dumnezeu este pe treapta, pe capătul scării de la ceruri, arată că are putere să facă și să împlinească ce a promis. Și faptul că este jos, la baza scării, la cea din, la ultima treaptă, visul de la capătul de jos al scării, în visul acesta, El ne arată nouă că făgăduința iubirii Lui față de noi este autentică, este reală și este dovedită în viața noastră, fie că suntem la capătul de jos al scării, fie că suntem la capătul de sus al scării. Ceea ce dă sens și valoare și rost acestor lucruri este tocmai punctul cel mai important, adică prezența Lui. Au fost nu puțini oamenii lui Dumnezeu care au ocupat acest loc la treapta de jos a scării, la capătul de jos al scării, nu puțin dintre oamenii lui Dumnezeu și culmea culmilor. Când am fost cel mai jos în viața și ființa mea și noi toți, când am fost cel mai jos acolo și atunci ne-a fost dată cea mai de neimaginat făgăduință a lui Dumnezeu. Tocmai în locul acela, când sufletul era cel mai jos posibil, acolo ne-a fost dată cea mai importantă făgăduință. Vă aduceți bine aminte de visul lui Iosif, cel urât de frații lui. El nu avea spre cine să-și întoarcă privirile, se refugia la tatălui. În mijlocul acestei uri generale, acestei însetări de sângele lui, părăsirii, izolării, era un om pândit pur și simplu. În mijlocul acestor lucruri, Dumnezeu îi dă un vis. Nu sunt visele lui Iosif, ci este visul lui Dumnezeu cu Iosif. Și nu e visul meu sau al tău. Sau... Se vorbește mult de lucrul acesta, de visul pe care îl avem cu viața noastră, ce vrem să facem cu viața noastră. Ce frumos este când se cufundă sufletul în întrebarea aceasta față de Dumnezeu: Doamne, care este visul Tău cu viața mea? Ce dorești Tu? Unde vrei Tu să mă vezi? Ce vrei Tu să faci de viața mea? Ajută-mă să meargă, să mă țin de pașii Tăi, așa cum a spus Iov, m-am ținut de pașii Lui. Ați observat că în momentul în care Gedeon era la cea mai jos treaptă posibilă, cel mai sărac din familie, cel mai disprețuit din tot Israelul, când era la cea mai jos, la capătul de jos al scării vieții, atunci Dumnezeu îl numește viteaz, atunci Dumnezeu îl numește eliberatorul lui Israel. Este acesta timpul potrivit? Nu trebuia să fie o adunare generală pe câmpie cu mii, milioane de oameni și în mijlocul lor să se întâmple? Nu. Dumnezeu cel preanalt, din locurile înalte și din sfințenie, este prezent în aceste locuri de zdrobire și de smerire. Încerc să rezist tentației de a deschide pagini din cartea vieții mele, dar mă mărturisesc într-un singur cuvânt că lucrurile care mi-au inspirat sufletul, care mi-au animat viața și cele care astăzi îmi dau aripi, sunt cele care mi-au fost date în momentele cele mai de jos ale vieții și ființei mele. Ajungem la această capăt de jos al scării, fie prin alegere, fie prin mersul vieții. Dumnezeu cunoaște mult mai mult decât știm noi despre noi înșine, dar suntem acolo. Și în această împrejurare, Dumnezeu nu trimite o poruncă rece: ieși afară de acolo, ridică-te de acolo sau așa mai departe, ci vino. Așa cum l-a chemat pe Lazar: vino la mine, veniți la mine, ceea ce înseamnă împuternicirea pe care o dă Dumnezeu. Rut este străină, Rut este roabă, Rut este văduvă, Rut este o femeie fără viitor, fără situație, este săraca târgului și homeless-ul târgului și merge prin ogorul acesta și culege spice și ce rămâne pe urma lucrătorilor și Duhul Sfânt îi rostește, nu în auzul urechilor, ci al sufletului: ridică-ți ochii și privește, tot pământul ăsta e al tău. Au mai fost spuse cuvintele acestea unui străin, Abraham, care nu avea nici rudenie pe nimeni acolo, niciun fel de moștenire. Ridică ochii și privește în toate părțile,
Țara aceasta este a ta. În cel mai jos moment posibil i s-a spus lucrul acesta, când nepotul lui a fost așa de nedrept și așa de nerecunoscător și de ingrat față de el. Și îți rănește sufletul adânc lucrul acesta. În astfel de momente, Dumnezeu vorbește lui Abraham și îi spune: uite-te la stelele cerului, dacă poți să le numeri, așa va fi sămânțată. Uite-te la marginile pământului, acestea sunt frontierele proprietății tale. Nu i-a putut da lui Lot visul acesta. Dumnezeu n-a putut avea un astfel de vis cu Lot, pentru că Lot avea visul cu propria lui viață și familia lui, deși sufletul lui niciodată nu s-a acomodat sau s-a armonizat cu mediul acesta pe care l-a ales el pentru viața lui. Vreau să spun acest lucru și lista de exemple ar putea continua mult de tot, dar vreau să spun acest lucru. În cel mai jos moment, atunci când ești la partea de jos a scării vieții, acolo se descoperă Dumnezeu ție. Ziua cea mai neagră pentru David nu a fost când l-a urmărit Saul, ci când și-a bătut joc omul acesta, beat, Nabal, și și-a bătut joc de el. Da, și a primit foarte greu. Și la fel s-a întâmplat cu Petru, cel mai jos moment al vieții lui, l-a privit Iisus și privirea aceea a însemnat totul. Lui David i-a vorbit Abigail de ziua când va sta pe tron, va fi împărat. Ce împărat dacă și-a bătut joc un bețiv de mine? Și nu, ea îi spune, zice, poate ești ispitit să te cobor la nivelul acestui om, nu este cazul. Tu ai o altă chemare, ai o altă lucrare de făcut, nu face lucrul acesta. Nu te cobori acolo. Ridică-ți ochii spre Dumnezeu în loc să-i cobori spre Nabal. În cel mai jos moment al vieții, ca să nu spun de cel mai înalt dintre toate exemplele care acoperă totul în lumină, în Domnul Iisus Hristos este legat, este scuipat, este batjocorit, este rănit, este însângerat și în acele momente rostește decretul divin. Veți vedea pe Fiul omului șezând nu pe un scaun ca acesta legat cu sforile ude de sânge ale voastre și gurile mirosind a vin, vorba lui Papini, nu șezând pe un astfel de scaun, ci șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. În momentul acela, adică era cel mai jos într-un astfel de moment? Absolut, da. El știe că Dumnezeu locuiește în locuri prea înalte, dar este și cu cel zdrobit la suflet. Iubiții mei, aș dori să rămânem cu gândul acesta în mintea noastră, pentru că suntem la o bifurcație a vieții și fie vom primi visul lui Dumnezeu cu noi, fie vom primi realitatea materialistă și materială și cumva ateie a vieții noastre. Păi da, nu vezi faptele, nu vezi ce se întâmplă, uite realitatea pe teren, așa este. Dar visul lui Dumnezeu cu mine este mult mai real decât realitatea care intră în simțurile mele nesimțite la un moment dat. Acesta este adevărul cel mare. Și de aceea Iov în cartea lui spune, chiar dacă m-ar zdrobi Dumnezeu, dar astea sunt faptele, chiar nu te uiți la tine, nu vezi ce speranță este asta, a întrebat trimisul marelui împărat al Siriei, ce speranță este asta, pe ce se întemeiază speranța aceasta? Pe cuvântul lui care este mult mai adevărat pentru mine decât faptele sau lucrurile care intră și sunt interpretate de simțurile mele. Iubiții mei, vreau să vorbim despre mersul acestui, despre fuga lui Iacov, ca despre mersul vieții noastre. Acesta e mersul vieții noastre. Noi fugim de ceva, de trecutul nostru, probabil. Da, nici conștiința noastră nu aprobă așa ceva. Și m-am uitat la pagini din viață și am ascultat oameni vorbind despre ele și am zis în sufletul meu, eu sunt mai indignat de mine însumi decât ești tu. Aici îl vedem pe Iacov nu complăcându-se în această situație, ci mai degrabă fugind de ea. Sigur că omul care fuge de trecutul lui e privit negativ, dar mă mărturisesc, omul acesta este
are în sine ceva sfânt, de aceea fuge. Nu se complace în trecutul acesta. Fuge de el, încearcă să-l acopere. Nu-l poate vedea, nu face parte din clasa acelora care mimează și care știu să acopere bine și să joace rol, cum a fost Iuda. Iuda n-a fugit niciodată de realitatea vieții lui, ci a arătat altă poză. Iacov nu rămâne în această realitate. El nu e de acord cu calea pe care a căpătat binecuvântarea de la tatăl lui, nu e de acord cu faptul că a înșelat pe fratele lui, a lăsat un gust amar, groaznic. Fuge de așa ceva. Dar unde să fugi, zice David, unde să fugi? Păi în timp ce fugim de un astfel de trecut, noi fugim către singurul care poate rezolva acest trecut, către Dumnezeu. Nouă ni se spune că trecutul nu se mai poate schimba. Ba da, se poate schimba prin pocăință. Întoarcerea la Dumnezeu este asemănată cu moartea față de trecutul nostru și este asemănată cu nașterea din nou față de viață și de viitorul ei. Astfel că dacă există o cale prin care trecutul poate să fie schimbat, aceasta este întoarcerea noastră la Dumnezeu. Și se va întâmpla că acest trecut de care fugim, pe care n-am vrea să-l vedem, de care n-am vrea să auzim, acest trecut devine un instrument în mâna lui Dumnezeu și schimbă natura, schimbă funcția, lucrarea, tot ce ține de el, schimbă lucrurile acestea din cauza că Dumnezeu întoarce răul în bine, spre binele și binecuvântarea noastră. Pavel nu s-a dat înapoi să mărturisească trecutul lui. Și nici n-a fugit de el când a întâlnit pe Domnul Hristos. N-a negat lucrul acesta. Când i s-a spus pentru ce mă prigonești, el a zis, ba nu, eu nu te prigonesc, e vorba de înțelegerea mea. Nu, n-a existat un astfel de dialog, ar fi fost grețos. Ci o întrebare simplă, Doamne, ne oprim aici, ce vrei să fac? Răspunsul a fost simplu. Mergi la biserică și acolo îți vor spune ce ai de făcut. Astfel că Iacov este pe pământ, este fugar, este la partea de jos a scării vieții, trecutul lui îl urmărește, speră să nu-l ajungă, trecutul lui închide drumul de întoarcere, îi spune că nu se mai poate întoarce niciodată, fiindcă îl așteaptă moartea dacă se întoarce. Și toate aceste lucruri dispar deodată, se evaporă, se sublimează în momentul în care deodată apare scara aceea între cer și pământ, care era Mântuitorul nostru Hristos Iisus. La aceasta face aluzie când vorbește cu Natanael, vei vedea îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Prieteni iubiți, vreau să spun că e o concluzie grăbită aceea prin care cineva crede că poate să obțină binecuvântarea lui Dumnezeu cu mijloace blestemate, cum au fost cele folosite de Iacov. Nu a obținut nicio binecuvântare cu acea ocazie și nimeni n-a obținut vreodată o binecuvântare pe astfel de căi. Dar vreau să spun că dorința și prețuirea lui pentru binecuvântare erau autentice și Dumnezeu i-a dat adevărata binecuvântare, nu cea căpătată cu iez și cu prefăcătorii, cu minciuni, eu sunt Esau și așa mai departe. Nu pe căile acelea. Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nimănui, de minciunile nimănui, de nedreptățile cuiva ca să-i dea binecuvântarea. Așa se face că la plecarea de acasă, Iacov este binecuvântat autentic și real, fără piei de revin, fără minciuni, fără lucruri, absolut direct. Versetul 3, pe care îl găsim aici în Cartea Genesei, în care cuvântul lui Dumnezeu spune, Dumnezeul cel atotputernic să te binecuvinteze și să te facă să crești, să te mulțească, să ajungi o ceată de noroade. Aceasta este binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu, autentic, real, pe care o dă părintele Isaac lui Iacov, fără mijloacele celui rău, fără mijloacele blestemate. Nu atunci a căpătat Iacov binecuvântarea, când ai văzut că poți să-l fentezi pe Dumnezeu, totuși, sau era pe Isaac. Nu, atunci n-a căpătat nimic. A căpătat ce a spus el înainte, s-ar putea să capă vreun blestem. Exact aceasta a căpătat. Blestem a fost că a trebuit să plece de acasă, n-a mai văzut niciodată pe mama lui și cea care îl călăuzise în acest proces. Dar el n-a plecat fără binecuvântarea autentică și reală. Și binecuvântarea lui Dumnezeu prin părintele lui Isaac, adevărata binecuvântare, a fost rezumată la, cum spune în versetul 4, la binecuvântarea lui Abraham. Să-ți dea Dumnezeu, deci binecuvântarea lui Abraham, ție seminței tale, ca să stăpânești țara.
Acum, ne mergem în noaptea aceasta când El este la partea de jos a scării vieții și îl auzim acum pe Dumnezeu dând binecuvântarea. De ce vreau să spun? Tot ce s-a scris în Scriptură, tot ce vorbim noi despre Dumnezeu, acestea sunt lucruri mici, mărunte, de nimic. Cunoaștem în parte, pe care cât în parte? 0, nu știu cât, adică nimic, infinit de nimic cu privire la Dumnezeu. Tatăl îi spune lui să-ți dea Dumnezeu sănătate, să-ți crească familia și să stăpânești țara aceasta pe care a promis, în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Abraham. Mergem acum la binecuvântarea autentică, adevărată, pe care o dă Dumnezeu. Aș vrea să contrastăm puțin lucrurile acestea. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Abraham, versetul 13 este acesta, și Dumnezeul lui Isaac. Dar nu spune Dumnezeul lui Iacov. Nici mie nu spune, nici ție, cine așează la această bifurcație în care noi vom alege dacă El este Dumnezeu nostru. El nu se impune în a fi Dumnezeu nostru, ci alege lucrul acesta. Pământul pe care stai culcat, îl voi da ție și seminței tale. Pământul până unde? Până la marginele lui, nu cum a spus părintele Isaac, țara. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Nu e vorba de o familie, ci pulberea pământului. Te vei întinde la apus, la răsărit, miază noapte, miază zi. Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Aceasta era, de fapt, binecuvântarea lui Abraham. În cel mai jos moment al vieții lui, Iacov primește această binecuvântare. El care credea că Dumnezeu nu știe de el și el nu știe de Dumnezeu. N-am știut. Ce înfricoșat e locul acesta și eu n-am știut așa. Versetul 15, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni, pe unde vei merge te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iubiții mei, este prea înalt, prea mult, prea frumos să fie adevărat, dar nu când spune Dumnezeu. Când spune Dumnezeu, ne închinăm. Și David spune măcar că nu este așa casa robului tău, dar dacă tu ai zis așa, este clar că așa devine. În cel mai jos moment al vieții. Să avem această încredere în Dumnezeu și ori de câte ori vom simți că viața noastră este jos, este la un nivel de suferință, de zdrobire, de smerire adâncă, de fiecare dată să nu uităm că e în timp ce este adevărat că Dumnezeu locuiește în locuri înalte și în sfințenie, în același timp este cu omul zdrobit și smerit la inimă. Îți mulțumim din adâncul sufletului, Doamne, pentru bunătatea Ta care se manifestă în mod special când suntem zdrobiți și smeriți la capătul de jos al scării vieții. Iar dacă cineva dintre noi va ajunge într-un fel sau altul la capătul de sus al scării, fă să nu uităm niciodată de numele Tău. Binecuvântă-ne, dar, Doamne, întotdeauna cu această descoperire a bunătății lui Dumnezeu care locuiește în locuri înalte, dar care este și cu omul zdrobit. Îți mulțumim și ne închinăm prin Domnul Iisus Hristos. Amin.